Pacea Domnului, frați și surori, mulțumim Domnului că după anumite tehnici, probleme tehnice, suntem din nou în casa Domnului aici, după o săptămână, plină de trudă, de lucru, de încercări, suntem din nou în casa Domnului, gata să slăvim pe Dumnezeu, gata să ne închinăm înaintea Lui, gata să lăudăm numele Lui, fiindcă a fost bun cu noi. Vedem atât de clar acest lucru, că Dumnezeu a fost bun cu noi, este prin chiar faptul că suntem în această dimineață aici la casa Domnului. Haideți să ne ridicăm și să începem serviciul din această dimineață, din această zi de duminică, timp când vom lăuda numele Domnului, să-L începem cu rugăciune. Este un lucru bun să chemăm prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Amin. Doamne bun și milostiv, din nou venim înaintea Ta și îți mulțumim, Tată Sfânt, pentru că ne dăruiești în această dimineață, în aceste clipe dulci de rugăciune, dorința de a veni înaintea Ta, dorința de a slăvi numele Tău prin rugăciune. Îți mulțumim, Doamne bun, și cerem prezența Ta asupra noastră, cerem prezența Ta în inima noastră, Doamne bun și milostiv. Te rog ca Tu să cercetezi inimile noastre, așa cum vom sta înaintea Ta. Privește la fiecare inimă umilită și smerită și, Doamne bun și milostiv, ridică Tu. Nu putem să venim înaintea Ta, Doamne, așa cum suntem. Recunoaștem că nu suntem perfecți înaintea Ta, nu suntem așa cum Tu dorești ca noi să fim, de aceea te rugăm, Doamne Iisuse, să ne ierți greșelile noastre. Amin. Cerem, Doamne Iisuse, prin dragostea Ta și bunătatea Ta, arătând durare față de robii Tăi și în această dimineață. Te rugăm, Doamne Iisuse, să ne înveți în această zi. Te rog, Doamne Iisuse, să ne mustri în această zi, să ne îndrepți Tu și să ne dai înțelepciune, acea înțelepciune care vine prin Sfântul Tău cuvânt, prin Sfânta Scriptură, care este însuflată de însuși Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu vei binecuvânta timpul de închinare din această dimineață, din această zi, căci cerem aceste lucruri în numele drag și scump al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Amin. Haideți să lăudăm pe Domnul cu cântare înainte ca să citim textul de la ora de rugăciune. Vom lăuda numele Domnului prin cântare. Ce frumos și plăcut e să fii creștin. Și plăcut e să fii creștin. Când eram rătăcit, Iisus m-a aflat, din păcat El m-a ridicat. Când eram rătăcit, Iisus m-a aflat, din păcat El m-a ridicat. Viața mea i-a schimbat, ce m-a luminat, Iisus prietenul meu minunat. Ce frumos și plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin. Ce frumos,
Ce frumos și plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin, zi de zi, ceas cu ceas, eu mă simt iubit, am sufletul meu pe Iisus. El e Mântuitorul meu drag și scump, ce veghează la viața mea. Ce frumos și plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin, ce frumos și plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin. Nu mai stați pe gânduri, tu suflet pierdut, vin la Iisus, azi Lui. Vin la viața creștină, ridică-te sus, fă un sfânt legământ cu Iisus. Ce frumos și plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin, ce frumos și plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin. Amin. Aș vrea să dăm citire textul din această dimineață de la ora de rugăciune, apoi vom mai lăuda pe Domnul cu încă o cântare. Textul este foarte bine cunoscut, este în Evanghelia după Luca, în capitolul 18, este parte din pilda Domnului nostru Iisus Hristos, bine cunoscută, pilda vameșului și a fariseului, însă nu voi citi întreaga pildă, ci voi citi două versete și din acele două versete voi citi miezul sau mijlocul versetului. Astfel, dar vă invit să deschideți din Evanghelia după Luca, capitolul 18, și vom da citire la versetul 11, dar la versetul 11, mijlocul versetului 11, acolo sunt cuvintele acelui fariseu care spune astfel de cuvinte: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Este mijlocul versetului. Apoi, dacă mergem la versetul 13, sunt alte cuvinte, dar de data aceasta sunt cuvintele vameșului și el spune: Dumnezeule, este ultima parte, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Amin. Vă invit să ocupați locurile și haideți să mai lăudăm pe Domnul cu încă o cântare. Când drumul meu e întunecos, lumina mea este Hristos, cu El străbat, calea voios, ce bun e El. Drumul meu e întunecos, lumina mea este Hristos, cu El străbat calea voios, ce bun e El. Când e furtună în jurul meu cerui tot doar un nor greu, Iisus e păzitorul meu. Ce bun e El. Când sunt departe de cămin, când tot un jur îmi e străin, al meu doar prin Iisus mi-a lins.
pe pământ. Iisus rămâne ori și când. Ce bun e El. Și El și azi și-n viitor e același un mântuitor. Stat și am văzut cât de bun este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Amin. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Cuvintele Lui spune în continuare, hrăpăreți, nedrepți, prea curvare, sau chiar ca vameșul acesta și ne-am mutat la o altă rugăciune a unui alt om din aceeași încăpere care sună cu totul absolut diferit decât rugăciunea fariseului care spune, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Două rugăciuni a doi oameni adresate către același Dumnezeu. Doi oameni atât de diferiți și totuși își găsesc loc în aceeași încăpere pentru a se ruga lui Dumnezeu, care îi recunoaște și îi cunoaște în totalmente pe acești doi oameni înainte ca ei să își deschidă gura. Ambii se adresează cu cuvintele Dumnezeule. Frați și surori, aici, în acest text, vedem două feluri de rugăciuni așezate la oaltă. Pentru nimic altceva decât pentru învățătura mea, pentru nimic altceva așezat pe paginile Sfintei Scripturi, pentru învățătura ta, pentru învățătura noastră. Și atunci când privim la prima rugăciune, la cuvintele fariseului, care din nou aduc aminte, care sună astfel, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, prima rugăciune când privim la ea este atât de scurtă, practic am putea opri-o până la cuvintele ca ceilalți, de la Dumnezeule până la ceilalți. Nu este deloc o rugăciune. Nu este deloc o rugăciune. Nu se încadrează în rugăciune. Ce putem spune despre aceste cuvinte este că e o autofelicitare înaintea lui Dumnezeu. Atâta. Cuvintele fariseului sunt o autofelicitare înaintea lui Dumnezeu și totuși când privim mai îndeaproape la această autofelicitare, la această rugăciune a fariseului, vedem sau vom observa că acest fariseu, acest om, cum a venit la templu nemângâiat, a și plecat acasă nemângâiat până la urmă. Toată rugăciunea lui era concentrată pe percepția că era mai bun decât alți oameni. Toată rugăciunea lui era clădită pe percepția aceasta, era mai bun decât ceilalți oameni. Nici nu i-a trecut prin minte fariseului să se compare nu cu ceilalți oameni, ci cu adevăratul standard, cu adevăratul șablon cu însuși Dumnezeu. Dacă se compara cu Dumnezeu, ci nu cu ceilalți oameni, era să vadă că este departe de acel bun pe care îl spune el. Sunt mai bun decât ceilalți oameni. Haideți să pornim în călătoria scurtă prin acest text de la această premisă. Fariseul avea mulți ucenici. Pe el mulți îl cunoșteau. Mulți pe noi ne cunosc. Ne cunosc dintr-un unghi bun. Ne cunosc ca persoane bune, stabile, în care să-și pună încrederea în noi, în tine, în mine. Majoritatea oamenilor străini sau care urmează să ne cunoască, ei ne vor cunoaște din partea bună. E cineva, o minoritate care ne cunoaște partea noastră mai rea. Asta e familia, copii, dar majoritatea oamenilor ne cunosc într-o poziție bună. Fariseul avea mulți ucenici. Și premisa de la care putea porni este aceasta.
Întregul capital de pietate al multor oameni, după părerea lor, constă în a nu fi la fel de răi ca alții. Unii își pun ca standard în viața lor și spun, îmi voi clădi un capital, îmi voi clădi o pioșenie. Și pioșenia asta mea va fi clădită pe premisa să fiu mai bun decât ceilalți. Unii merg mai departe spunând că ei n-au nevoie de Biblie odată ce împlinesc regula de aur. Știți foarte bine care este regula de aur? Sau vă aduc acum aminte. Sau unii reduc între creștinismul la regula de aur din Sfânta Scriptură care spune tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Important pentru mine este să fiu mai bun decât ceilalți oameni. Să fiu eu un ajutor, să fac eu oamenilor dacă vreau ca ei să-mi facă mie bine. Mă duc întâi eu să le fac bine și apoi ei îmi vor face mie bine. Eu vreau să-mi clădesc creștinismul meu pe acest capital, de a face bine. Și unii cred că acest lucru este suficient în relația lor cu Dumnezeu. Să facă bine, ca mulți oameni să-și creeze percepția despre ei că sunt oameni buni. Oameni buni. It's a nice human being. Este un om fain. Ajută, dă ajutoare. Toți din comunitate, din societate știu că este un om bun. Unii oameni își clădesc toată viața lor pe această premisă falsă. Dar observați, când oamenii vor să fie pioși aplicând acest principiu de a nu fi la fel de răi ca ceilalți, ceva se întâmplă. Ce se întâmplă cu acei oameni care vor în fața oamenilor să apară ca oameni buni? Iată ce se întâmplă. Omul necinstit își felicită conștiința spunând că el este sobru și cumpătat. Omul ipocrit este mulțumitor cu faptul că își achită datoriile. Femeia clevetitoare, omul clevetitor, bârfitor, găsește multă mângâiere în faptul că ea sau el nu este așa de păgân ca vecina ei, care nu merge deloc la biserică. Atunci când începem să ne clădim, tot crezul nostru pe faptul de a fi mai bun decât ceilalți, vom ajunge niște oameni care ne vom vedea pe noi ca oameni buni sau vom încerca să-i ne convinge pe noi că suntem buni și să ne vedem pe noi așa cum oamenii ne văd pe noi. Să dăm impresia că suntem oameni buni. Și acest om, acest fariseu a venit exact cu această imagine în fața lui Dumnezeu și a spus, Doamne, Dumnezeule, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni care mă cunosc și mă cunosc așa de mulți. Ucenicii mei mă cunosc. Eu nu sunt chiar așa de rău. Eu fac asta, asta, asta. Unii oameni își clădesc întreaga lor pioșenie pe acest capital, de a nu fi soli ca ceilalți oameni. Frații și surori, trebuie să spunem că săracă este virtutea care nu are nimic altceva pe care să clădească decât pe o astfel de bunătate falsă, relativă și imperfectă. Dacă încerci să-ți clădești întreaga virtute pe acest capital de a arăta în fața oamenilor, de a te arăta sau de a te înfățișa în fața oamenilor ca bun, este ca și cum ai clădi o casă din paie. Pentru că este ceva fals, este ceva atât de relativ, este atât de imperfect să-ți clădești viața doar pe impresia unor oameni. Este posibil ca o persoană să nu aibă multe din defectele urâte pe care le are aproapele său, însă acest fapt nu duce la transformarea sa într-un sfânt. Ca să dau un exemplu, stăteam și mă gândeam ieri oricum aș putea să aduc printr-un exemplu ce am spus. Eu am defecte, Valentina are defecte, eu mai multe decât ea, dar, vedeți, dacă ea ar avea mai multe defecte decât mine,
Și eu aș spune, comparat cu ea, eu sunt mult mai, comparat cu defectele ei urâte, care la mine sunt absente, eu sunt un om mult mai bun prin faptul că toate defectele ei pe mine nu mă ruinează. Comparat cu ea, eu sunt mai bine, chiar dacă sunt aproape, chiar dacă suntem aproape unul de altul, din nou, este posibil ca o persoană să nu aibă multe defecte urâte pe care le are aproapele său. Însă acest fapt nu duce la transformarea lui într-un sfânt. Dacă și ea cu defecte și eu cu defecte locuim într-aceeași casă, însă are mai multe defecte, aceasta pe mine nu mă face un om mai sfânt. Unii cred că ba da, îl face. Unii cred minciuna aceasta că se arată cu deci și spune, uite la ea, e mai păcătoasă decât mine. Înseamnă că eu sunt mai sfânt. Despre mine oamenii vorbesc mai multe lucruri bune decât despre ea. Frații și surori, unii se mângâie cu acest lucru și spune, da, într-adevăr, uite că dacă oamenii nu vorbesc urât despre mine, înseamnă că eu sunt mai sfânt. Așa că nu am nevoie de transformarea lui Iisus Hristos, nu am nevoie de sângele lui care să mă spere de orice păcat, odată ce oamenii spun despre mine, doar văzându-mă, că sunt mai bun decât ea. Și totuși unii oameni se mulțumesc cu acest lucru. Sunt mulți oameni care se poartă creștinește și vin dintr-o localitate în care oamenii nu voiau la biserică, dar voiau să semene cu pocăiții. Ei erau ortodoxi și toți știau despre ei că sunt ortodoxi. Ei erau o rușine un ortodox să-și lase biserica și să vină la pocăiți. Însă ei observau că la pocăiți e ceva diferit. Ei se poartă diferit și vroiau să aibă viața pocăiților, dar ca să nu vină la biserică, să nu fie pocăiți. Înțelegeți? Oamenii ortodoxi care vor să trăiască ca pocăiții, dar să nu vină la biserică. Sunt mulți oameni care se poartă creștinește fără să aibă o naștere din nou, autentică. Și nici nu se grăbesc să o facă, fiindcă tot ce spun ei este că viața lor este mai pioasă. Eu nu am nevoie să viu la pocăiții voștri, eu am o viață mai pioasă, mai sfântă decât toți pocăiții voștri luați la un loc. Despre mine vorbesc mult mai multe lucruri bune decât despre ai voștri. Ai voștri fură, ai voștri înjură, ai voștri fac lucrurile astea. Și eu nici nu am ajuns la voi acolo și mă port mult mai bine decât voi. Ați auzit lucrurile astea, nu? De ce mai trebuie să vin la pocăiți dacă și fără pocăință pot să am o viață foarte faină în fața lui Dumnezeu? Vestea, frații și surori, pentru acești oameni este că Hristos, Domnul nostru Iisus Hristos, n-a venit pe pământ ca să facă oamenii răi buni. Dacă ar fi venit doar pentru aceasta, atunci puteam să ne lăudăm că da, uite, eu sunt mai bun decât Valentino, eu sunt mai bun decât Cosmin, mai bun decât sora Agata, așa, așa, mai departe. Dar Hristos n-a venit să facă oamenii răi buni. Hristos a venit să facă oamenii morți vii. Și când Dumnezeu privește din ceruri la oameni, El nu se uită la cine împlinește regula de aur, cine face bine la cei din jurul lor, ca la rândul lor ei să-i facă bine lui. Hristos Dumnezeu nu se uită la oameni prin regula de aur, Hristos când se uită pe pământ vede oameni vii și oameni morți. Oameni buni nu sunt. Pavel spune în 1 Corinteni, este unul bun, niciunul măcar, care să facă binele. Frații și surori, inclusiv în cei mai buni oameni care dau atât de mulți bani la ONG-uri, inclusiv prin faptul că dau acel cec, acea sumă mare de bani la ONG-uri, inclusiv în inima lui este câteva semințe de răutate. O face cu un scop negativ, o face cu un scop egoist. Nu o face cu un scop bun. Nimeni nu face bine, niciunul măcar. Vreau să-ți spun, este că nu poți să-ți construiești capitalul de pietate pe intenția de nu a fi la fel de rău ca ceilalți. Dacă până acum ai încercat să-ți construiești o astfel de capital de pietate de a nu fi la fel de rău ca ceilalți, vreau să spun că ai construit degeaba până acum. Și eu la fel am construit degeaba. Tocmai pe acest punct, Picasso, tocmai la acest punct, Picasso e fariseul.
Pe el toți îl cunoșteau ca pe omul care nu face ca ceilalți răi ai societății. Ucenicii acestui fariseu care venise în templu îl cunoșteau ca pe un om care dădea zeciuială chiar și din mărar, chiar și din chimen, nu ca alții. Omul ăsta e om bun. Dacă dintr-o sută se adunau tot în jurul lui ca să mărturisească ceva rău despre acest fariseu, nimeni nu putea să spună nimic. El era bun. Realitatea este că, frate și surori, ne paște și pe noi uneori aceleași gânduri de a ne prezenta în fața Domnului ca oameni care nu fac ca ceilalți. Nu fac ca ceilalți, ci fac ca cei buni, care au o reputație bună. Doamne, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți răi. Frate și surori, mă paște pe mine, te paște pe tine această realitate de a veni în fața Domnului și a ne prezenta prin rugăciunea acestui fariseu. Doamne, uite-te câte lucruri bune am făcut în această săptămână. Cui spui? Poți să spui mie și eu te-aș putea să te cred. Poți să spui fratelui, surorii care nu locuiește în aceeași casă și s-ar putea să te creadă. Dar este jumătate din adevăr și jumătate din adevăr este din nou minciună. Dar noi am citit doar versetul 11, versetul 13. Haideți să privim și acolo. Rugăciunea celuilalt om, rugăciunea vameșului este complet diferită. Când privim la această rugăciune, observăm că în el nu a existat nicio comparație a lui însuși cu alți oameni pentru a vedea care este mai rău. Omul acesta nu se compară. Omul acesta nu vrea să vadă, e vorba de rău, e vorba de bine, dacă aș avea cu cineva să mă compar, aș fi eu mai bun, aș fi eu mai rău. Nu a existat nicio comparație în el. Apoi, n-a existat nicio examinare a păcatelor pe care nu le comisese. El n-a spus nimic despre păcatele apropiului său, însă a vorbit deschis despre păcatele sale proprii, despre propriile sale păcate. El a stat înaintea lui Dumnezeu împovărat de conștiința propriei sale vinovății și tot ce a putut el să facă în acel moment cu toată povara aia de păcate, de trădare, să-ți trădezi poporul, să-i trădezi inclusiv pe preot, să te duci la ușa preotului și să ceri zeciuială, să ceri pentru stat, pentru Cezar anumiți bani, o sumă de bani și nici să nu o ceri cea sinceră sumă pe care romanul o ceri, ci să ceri cu un 2% mai mult ca cei 2% să-i pui la tine în buzunar. Câtă trădare poate fi în inima acestui om? El nu se laudă cu... El nu își întinde lucrurile, păcatele care nu le-a făcut la fel cum fariseul le făcea. O, dacă fariseul ar fi spus totul, nu doar lucrurile bune. El a stat înaintea lui Dumnezeu, împovărat de greutatea propriei conștiințe și a păcatului său propriu și tot ce a putut să facă el în acele momente, să-și plece capul jos, să-și bată cu pumnul în piept și să spună: Dumnezeule, ai milă! El nu vrea nimic altceva, el nu se autofelicită în acea rugăciune, el nu cere Domnului atenția ca să privească ca și fariseu, să privească Dumnezeu spre el, mai degrabă el cere de la Dumnezeu, vameșul cere ceva de la Dumnezeu, ce s-ar putea Dumnezeu, dacă vrea el, să-i dea sau să nu-i dea. El cere de la Dumnezeu milă întru totul nemeritată, dar care poate să fie acordată doar prin grație, doar prin har. Este foarte evident că dintre acestea, aceasta a fost rugăciunea reală și plăcută, rugăciunea vameșului care ajunge la cer. Am privit spre ei, spre fariseu, apoi spre vameș, dar acum este timpul să privim spre noi. Intenția noastră totdeauna va fi să ne prezentăm bine în fața oamenilor. Și credem uneori că astfel ne putem prezenta și înaintea lui Dumnezeu.
credem uneori că putem convinge pe Dumnezeu să ne privească așa cum mă poate privi fratele Isaia sau poate privi fratele Claudiu. Mi se pare uneori că îl putem convinge pe Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, Tu știi cum mă vede Claudiu, nu? Tu știi cum mă vede tata, mama, care sunt în Moldova și de mulți ani nu m-au văzut. Ei mă privesc bine? Mă privesc bine. Doamne, privește-mă și acum pe mine bine. Avem intenția asta să ne cerem lui Dumnezeu să ne privească așa cum alți oameni ne văd. Ne paște această ispită. Și venim la Dumnezeu, venim la El prin rugăciune, vorbim cu El fie despre alții, sau dacă vorbim despre noi, mulțumindu-i că ne-a binecuvântat și că putem să-i dăm zecioală din mărar, din chimen. Și cumva rugăciunile noastre nu vorbesc despre toți. Bine, nu vorbesc despre toți, vorbesc despre unii. Și eu sunt în acea listă. Mă prind uneori cu acest gând. Că vorbesc despre multe lucruri în rugăciune, fără ca să ating lucrurile dureroase. Fără ca să ating lucrurile reale. Vorbesc despre așa de multe lucruri, fără ca să mă duc direct la miez, direct la măduvă, direct la lucrurile reale, direct la lucrurile fragile. Și vorbesc cu Dumnezeu în rugăciune deseori, despre așa de multe lucruri și mă gândesc, stai un pic, lucrurile astea sunt atât de secundare. Tu îți vezi situația ta? Tu vezi în ce situație ești? De ce nu ceri direct la situație? Nevoia ta nu este pentru mărar, nevoia ta nu este pentru chimen, Dumnezeu știe de lucrurile de care ai nevoie tu, știe de lucrurile de care am nevoie eu, care este esența, de ce vii tu la Dumnezeu, de ce ai nevoie să vii la El. Nu cumva, din nou ai picat și ai nevoie de milă, de grație de la El? Dragii surori, vameșul când a venit la Dumnezeu nu i-a spus cât de bine este El și cât de bine îl văd alți oameni. El a venit, vameșul a venit la Dumnezeu și a spus direct sursa, Doamne, sunt păcătos, Doamne, ai milă de mine, am nevoie de grația Ta, am nevoie de harul Tău. Dar noi nu vrem să atim, sau uneori nu vrem să mergem la lucrurile dureroase, nu vrem să mergem la lucrurile fragile, fiindcă atunci ne-ar deschide partea noastră slabă. Și lucrurile astea te fac să te, dintr-unul mândru să devii unul smerit. Și dintr-unul mândru să devii umilit. Ca unul care te dezbracă și ți-e rușine. Dar, frate și surori, dacă vom încerca să plecăm de la biserică, sau dacă vom pleca să plecăm din rugăciune, fără să atingem miezul problemei, miezul, măduva, vom pleca de aici, vom pleca din rugăciune la fel de nemângâiați ca atunci când am început rugăciunea, dacă nu atingem miezul, dacă nu atingem starea noastră, dacă nu atingem păcatul nostru, dacă nu recunoaștem păcatul nostru, vina păcatului nostru. De ce a plecat vameșul nemângâiat? Pentru că n-a vorbit despre esență. Oamenii cunoșteau ca pe un bun, dar ca să vorbești despre păcatul tău, îți trebuie smerenie, umilință. Dumnezeu vrea onestitate, Dumnezeu vrea sinceritate, Dumnezeu vrea transparență în cererea noastră. Și n-ai cum să vorbești despre aceste lucruri fără ca să nu-ți fie rușine. Cine se laudă cu păcatul lui? Cine se laudă? Nimeni. Încearcă să-ți pui păcatele tale cu voce. Nu vrei. De ce? Pentru că s-ar putea să sune urât. Păcatul e rușinos. Păcatul provoacă rușine, umilință. Tocmai ai intrat pe ușă, erai fain, frumos, mândru. Cu săptămâna asta, spune câteva din păcatele tale. Vei vedea cum vei vrea să intri, să te topești prin aceste scaune.
și să nu te vadă nimeni, să nu te cunoască nimeni. Păcatul provoacă rușine, dar exact acest lucru vrea Dumnezeu, transparență, onestitate, sinceritate. Și Vamișul a spus aceste lucruri. Frate, surori, unde este Dumnezeu? Nu știm unde este Dumnezeu. Dumnezeu este în ceruri, Dumnezeu este pe tronul său, Dumnezeu este în slavă și ai dreptate. Dar Isaia mai spune despre un loc unde este Dumnezeu, Isaia 57:15, căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt, eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Dar sunt, sau putem spune, dar și sunt un omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Amin. Cineva spunea, zdrobirea de inimă pregătește calea pentru îndreptățire, după cum smerenia sau după cum smerirea o pregătește pentru sfințire. Dumnezeu nu poate face ceva pentru omul care nu are simțământul viu al propriei sale nevoi și care nu tinde după puterea de sus. Dumnezeu nu poate să facă nimic pentru omul care nu își se recunoaște că a păcătuit. De aceea Vamișul a plecat acasă pocăit, acasă îndreptățit și fariseul a plecat la fel de nemângâiat. Cu ce cuvinte se încheie această pildă? Versetul 14. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta, vorbindu-se despre Vameș, că omul acesta s-a coborât acasă socotit ce? Neprihănit. Cine a mai fost socotit neprihănit în Sfânta Scriptură? Avram, când a crezut pe Dumnezeu, a fost socotit neprihănit. Iată un om, în pildă, desigur, îi se spune despre el că prin atârnarea lui, prin felul cum a venit el la templu și în rugăciunea lui, îi se spune cum s-a coborât el de la templu. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Iată regula de aur pe care ar trebui să ne construim capitalul nostru. Amin. Și nu pe acel capital de pioșenie, ca alții să vorbească bine despre noi sau noi să fim mai buni decât ceilalți. Frați și surori, în încheiere aș vrea să spun, nu este suficient să fim îngrijorați de păcatele altor oameni. E bine să ne îngrijorăm, e bine să privim la frați, la surori, dacă au căzut, să ridicăm cu duhul blândeței, dar nu este suficient să fim îngrijorați de păcatele altora. Păcătosul de ale cărui păcate ar trebui să se preocupe în mod deosebit, fiecare om este chiar de păcatele sale. Amin. Și când venim la Hristos, când venim în rugăciune, te rog, vorbește sincer despre esența. Poate nu o voce aici în mijlocul nostru, dar în tăcere, în cămăruță. Vorbește direct. Pleacă direct la sursă. Amin. Nu vorbi cu Dumnezeu despre chimen, ci cât de bun ești tu și cât de bine te văd alții pe tine. Pentru că pe Dumnezeu nu poți să închizi ochii cu chimenul tău și cu mărarul tău și despre hrăpăreții de lângă tine sau chiar despre omul acesta păcătos de lângă tine. Nu. Dumnezeu se uită direct la sursă. Dumnezeu se uită direct la esență. Vorbește cu el despre asta. Spune lui despre asta. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la aceasta, să o facem cu inimă umilă și smerită. Amin. Haideți să ne ridicăm și să venim înaintea Domnului cu rugăciune de mulțumire că ne-a îngăduit și această zi de duminică să o petrecem în casa lui și să nu uităm să ne rugăm și pentru alți frați și surori care sunt în durere sau pe patul de spital și pentru această națiune, că Dumnezeu să o vindece și să se îndure de cei care sunt înălțați în dreptul ei. Vinem înaintea lui cu rugăciune. Doamne Iisuse, suntem și astăzi înaintea Ta și Tu care ne cunoști pe fiecare, Tu cel care ai ochii ca para focului, Doamne, coboară în inimile noastre, te rog, astfel încât tot ce nu este după voia Ta și astăzi prin cuvântul Tău să fie curățit. Îți mulțumesc, Doamne, pentru cercetarea pe care ne-o faci. Ori de câte ori, Doamne, ne apropiem sincer de cuvântul Tău, nu se poate să ne putem compara cu nimeni, Doamne, pentru că, într-adevăr, așa cum Apostolul Pavel a spus, și noi suntem cei mai păcătoși dintre toți oamenii, suntem stârpituri, Doamne. Am fost lăsați orfani, Doamne, în sensă, prin dragostea Ta de Tată, prin jertfa Domnului Hristos, ne-ai înfiat, Doamne, suntem copiii Tăi, ce har minunat!
ce bogăție am căpătat, Doamne, și de aceea în această zi primește lauda și închinarea noastră. Binecuvântăm numele Tău, Doamne, care este de trei ori sfânt, și sfințenia Ta a umplut din nou casa Ta în această dimineață și în ciuda tuturor problemelor, a oboselii sau mai atâtor gânduri sau lucruri care ne frământă, sfințenia Ta care este aici, Doamne, prin cuvântul Tău deschis și explicat, este din nou gata ca să producă operațiile necesare vieților noastre, astfel încât să ne să devenim la fel ca Domnul Iisus Hristos. Eu îți mulțumesc, Doamne, că Duhul Tău cel Sfânt este încă la lucru. Nu l-ai luat, Doamne, de la noi și te rugăm să nu-L iei de la noi, Doamne, astfel încât să ne poată călăuzi în această lume. Te rog, Doamne, personal pentru mine, ajută-mă să nu am această deficiență în mentalitatea mea, în gândirea mea de a mă compara cu alții, ci întotdeauna în smerenie, Doamne, să vin înaintea Ta și să mă compar cu Domnul Iisus, cu cuvântul Tău, ca Tu să poți să lucri schimbare în viața mea. Sunt încă lucruri în viața mea care trebuie schimbate și le doresc schimbate pentru slava în numelui Tău și pentru binecuvântarea mea și a familiei mele. Te rog frumos, Doamne, lucrează aceasta în viețile noastre și îți mulțumim că vei fi cu noi. Mă rog și pentru cei care au nevoie astăzi sau în săptămâna în care vom intra de o atingere din punct de vedere medical, Doamne Iisuse. În mod special, o duc înaintea Ta pe mama, Doamne, și pentru procedura care va urma să fie mâine, Doamne, te rog să călăuzești mâna medicilor, te rog să fii acolo prezent și știu că vei fi prezent. Viețile noastre sunt în mâna Ta, Doamne. Tu știi când venim, Tu știi când plecăm. De aceea ajută-ne să ne punem credința totală în Tine. Chiar dacă lumea se uită la noi și ne va considera nebuni sau într-un alt, un vechit sau într-un alt mod, Doamne, ajută-ne să credem în Tine orbește, Doamne, pentru că știm că ești Cel care ai creat cerul și pământul. Ai creat orice ființă vie și ne-ai creat și pe noi. În mâna Ta de Tată ne punem, Doamne, și te rugăm să călăuzești pe mai departe acest serviciu divin, să primești lauda și închinarea noastră și binecuvintează-ne în continuare, Doamne, cu prezența sfântă a Duhului Tău cel Sfânt. Amin, în viețile noastre și în mijlocul bisericii Tale. Amin. 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 Tată, ceresc mici înainte Ta în această dimineață să-ți mulțumim pentru că putem să fim din nou în casa Ta. Mulțumim, Doamne. Îți mulțumim pentru din nou pentru că ne vorbești, Doamne. Te uiți la o inimă smerită, Doamne, și tu ne poți ridica, Doamne, să Tu numai Tu ne poți curăța de orice păcat. Îți mulțumesc, Doamne. Nu putem să facem nimic, Doamne, să noi toți avem păcate, toți avem greșeli, toți avem slăbiciuni, Doamne. Tu ești singurul care știe totul despre Tine, Doamne. De aceea te rugăm din nou să ne curățești în această zi, să ne dai o inimă după voia Ta, Doamne, să ne uităm la Tine, Doamne, și nu la alții, Doamne, să îți mulțumim pentru purtarea Ta de grijă, pentru iubirea și durerea care Ți-o lăți față de noi în fiecare zi. Îți mulțumim că ai milă de noi, deși nu merităm, Doamne. Îți mulțumim că ne iubești așa de mult, Doamne. Viețile în mâna Ta, Doamne, și te rugăm că în continuare Tu să fii cu noi, Doamne, să ne ții tari, Doamne. Tot ce se întâmplă în lumea asta, Doamne, să ne tragi în jos, dar, Doamne, ne uităm la Tine și numai așa putem să mergem înainte, Doamne. Așa, Doamne, te rog, putere în fiecare zi, de la protecție și ajutorul Tău. Te rog să ai milă de toți cei care suferă, să te duci, să te atingi, să ai milă special de mama mâine, când mergem, Doamne, să faci o minune, Doamne, să se întrebească să meargă la operație, să lucrează Tu și fii cu doctorii de lecțiune, să vadă ce trebuie să vadă, Doamne. Te rog să fii în continuare cu Sora Maraș, cu fratele Ursan, să dai sănătate și putere, Doamne, te rog să fii și cu Sora Maraș, să o protejezi, te rog, Doamne, să fii cu întreaga familie Vasilescu, să găsești de orice rău, Doamne, te rog să fii, Doamne, să fii cu familia de Pris, Doamne, să protejezi și pe ei, Doamne, să și toți cei care suntem aici, suntem în mâna Ta, te rog să ne protejezi, să fii cu noi, te rog, Doamne, și o să-L aduci pe Tic cu bine acasă, Doamne, te rog, păzești să protejezi de orice rău, să se întoarcă cu bine mai miercuri acasă, Doamne, și rămâi cu noi și săptămâna care e cu bine, Doamne. Nu știm ce va fi, dar ne credem în Tine că Tu ne vei purta de grijă și nu ne vei lăsa nicio clipă singur. Că te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Să mulțumim chiar toată ziua frumoasă. Amin. 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 Amin.
Cerem ajutorul Tău în toate lucrurile și am văzut, Doamne, și îți mulțumim
fim schimbați după chipul tău. Aleluia. Mulțumim că ne-a spus că gloria Tatăl în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Te slăbim, Tată Ceresc, că suntem în casa ta și în lunată. Slavă ție, Doamne, îți mulțumim, Doamne Iisus, gloria ție, Doamne. Venim în casa ta, conviși că aici se va produce o schimbare. Amin, Doamne, produc schimbare. Venim să ne întâlnim cu tine și să ne închinăm înaintea ta. Amin. Cât mare ești, Doamne, și vrednic de laudă. Amin. Ne-ai mântuit și continui să lucrezi la viața noastră. Puterea Duhului Sfânt care este în noi. Te lăudăm că nu ne lași orfani. Te lăudăm că în fiecare zi ne dai tărie în lupta cu ispititorul. Mulțumesc. Ne faci biruitor prin Cel ce locuiește noi. Te laud, Tată. Te laud și îți mulțumesc pentru dragostea adevărului care este viața mea. Amin. Sunt înaintea ta și îți spun că te iubesc din adâncurile. Amin. Îți mulțumesc mult pentru iertarea ta. Mulțumim, Doamne Iisus. Pentru dreptările tale. Mulțumim. Pentru frotirea ta, pentru lumină, pentru mângâierile tale. Doamne, nimeni nu e ca tine, totul e. Aleluia. Tu ești singurul Dumnezeu viu. Glorie. Viu și adevărat. Slăviți. Nu simțim. Știm, cunoaștem, suntem pe deplin convins că ești singurul Dumnezeu. Amin, Doamne, glorie. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus. Slăviți-o. Personal îți mulțumesc pentru prezența Lui în viața mea. Aleluia. Îți mulțumesc pentru bine, pentru clipele minunate și pentru grele încercări pe care Tu vrei să treci. Aleluia. Îți mulțumesc că ai fost cu mine și sunt convins că ești. Amin, Doamne. Chiar dacă trebuie să trecem, prin încercări, Doamne, Tu ești tăria noastră. Slavă Ție, Doamne. Și spun, slăvit să fie numele Tău. Amin, glorie Ție. Orice ar fi să trecem, căci Tu ești vrednic să fii lăudat. Amin. Ești vrednic să fii mărturisit în fața Amin. Oamenilor, dar în fața căpeteniilor care sunt deasupra noastră și care nu te vor. Dar noi spunem, slăvit să fie Domnul. Amin. Mântuitorul nostru. Mântuitorul nostru. Glorie Ție. Pe care îl dorim zi de zi și pe care îl așteptăm să vină. Amin. Doamne, mai sunt lucruri care nu sunt plăcute în viața noastră, poate a fiecăruia. Dar în viața mea, rugată de ani de zile, ia tot ce e amărăciune, ia tot ce e resentiment, ia orice gând rău asupra cuiva, ia orice vorbire de rău. Doamne, Dumnezeule, Tu nu mai vreau și trupul să fie găsit curat la venirea Ta, dar vreau și sufletul și duhul de asemenea. De aceea te rog, te rog, curățește-mă de Dumnezeu, sfințește-mă cu adevărul Tău, doresc toată ființa. Orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice amărăciune, Doamne, s-a adunat de amințirea amărăciunii. Ia-mă amărăciunile din Te rog, Doamne Iisus. Te rog, și dă pacea Ta. Amin. Dă liniștea Ta. Amin. Dragostea și bucuria și facerea de bine și bunătatea. După asta tânjește sufletul meu. Îmbracă-mă cu această roată pe mine și frații mei. Amin. Ca venirea Ta să ne găsească gata. Amin. Ai milă de noi. Ai milă de copii și de poții noștri. Ai milă de toți și din familia părinților. Da, ai bine de acei oameni care au fost cu noi în biserică sau vin din când în când, mântuiește-i, Doamne. Te rugăm, Doamne, arată-ți puterea. Îți mulțumesc că Vasile Ursan e aici. Îți mulțumesc, Doamne, și te rog, dă-i sănătate. Amin, Doamne. Dă-i putere în anii aceștia să mai poată sluji, să mai poată veni la casa Ta. Pe sora Maria la fel, ea o subocrătire a îngerilor, la plecare și la venire. Îndură-le de familia Vasilescu și de Bine, fă lucrarea care a făcut și în casa aceea. Mântuiește, Doamne, salvează și pe sora. Ai milă și de nepotul ei care a avut brăit. Ai milă, Doamne. Te rugăm, ai milă. Ai milă de fratele Eduard, de sănătate și de lucrurile. O apropiere mare de Tine, Doamne, și o lumină cerească. Îți mulțumesc pentru el. Ajută-o în slujirea la care l-ai chemat. Amin. Binecuvintează familiile bisericii. Te rugăm. Pe fiecare Tu ne știi și ne cunoști, Tată. Nu vrem să ascundem niciun lucru în
rău înaintea ta, ci vrem să fim curățiți de orice. În numele Domnului Iisus, că așa ne-ai promis, că orice vom cere de la Tatăl, în numele Domnului Iisus vom primi. Și eu cer binecuvântare peste noi, Domnul, astăzi și în fiecare zi și până la venirea ta. Amin. 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 Doamne Iisuse, îți mulțumim că putem să fim în casa ta. Slăvit să fii, Doamne. Ești Domnul nostru și Salvatorul nostru. Glorie ție. Că simțim prezența ta în ziua asta. Aleluia. Și îți mulțumim că putem să aducem gladele noastre și rugăciunile noastre către tine. Îți mulțumim că prin tine suntem mântuiți. Mulțumesc. Și cum tu poți să ne ierți păcatele noastre. Mulțumesc. Și în ziua asta să ne curățești pe noi de orice. Aleluia. Te rugăm, Doamne Iisus, să ne rătim în cer. Amin. Te rugăm, Doamne, Tu care ai creat, Doamne, de la Tu, Doamne, știi și în ceea ce sunt, Doamne, te rog să-L vindec, așa cum Tu le-ai creat, Doamne, să Tu poți să-L vindec, Doamne, în puterea Duhului Tău, ce-o să-L vindecare, amin. În numele Fiului Tău mă rugăm, amin. Amin. În adâncul inimii noastre recunoaștem, Doamne, că n-am putea să ne prezentăm ca drepți înaintea Ta, chiar dacă mii de oameni ar spune despre noi că suntem buni. Tu, Doamne, cunoști tainele inimii noastre, Tu, Doamne, cunoști dorințele inimilor noastre și cât de departe sunt de gândurile Tale, cât de departe sunt ele de dorințele Tale, de inima Ta, Doamne Iisuse, cerem iertare de la Tine. Și îți mulțumim, Doamne, că la Tine, la crucea Ta, găsim milă, la
crucea ta găsim îndurare, la crucea ta găsim grație. Atunci când cerem în rugăciune smerenie, atunci când cu rugăciune sinceră cerem lucrurile cu adevărat de care are nevoie inima noastră, atunci când cerem iertare pentru păcatele noastre, atunci când cerem restaurarea relației noastre cu tine, și îți mulțumesc că în bunătatea ta tu vii, tu te apropii de noi, tu te apropii tot mai mult în dragoste de noi, și îți mulțumim, Doamne Iisuse, că și în această zi tu te apropii de copiii tăi, de robii tăi, dăruiești iertare, dăruiești restaurare, dăruiești vindecare și asculți rugăciune, că îți cerem aceste lucruri, Doamne, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă invit, frate și soră, să ocupați locurile. Pilda aceasta pe care a spus-o Domnul nostru Iisus Hristos, apostolul, sau de fapt evanghelistul Luca, ne spune și face introducere la această pildă prin cuvintele acestea. Mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Oameni care se cred neprihăniți. Vreau să vă spun, frate și surori, neprihănitul nu este cel care se crede neprihănit. Neprihănitul adevărat este cel pe care Dumnezeu îl socoate neprihănit. Și în final, Domnul nostru Iisus Hristos ne spune cine a plecat neprihănit dintre acești doi oameni. Dacă s-ar fi făcut rapid acolo un plan sau o întrebare dintre oamenii care erau în jurul Domnului nostru Iisus Hristos, dintre acești doi oameni, farmeșul și fariseul, cine este neprihănit? Că majoritatea mulțimii ar fi spus, fariseul este cel neprihănit. Dar Dumnezeu când vorbește la om, spune, nu, voi puteți să spuneți despre el că este neprihănit, el poate să spună despre el că este neprihănit, dar în realitate, când au plecat din templu, a ieșit doar un neprihănit, a ieșit vameșul neprihănit. Și neprihănit a ieșit din cauza că Dumnezeu l-a socotit neprihănit. Întrebarea mea este, când vom ieși noi de aici, cine ne va socoti neprihănit? Unii pe alții, noi între noi, sau Dumnezeu? Aș fi vrut ca Dumnezeu să ne socotească neprihăniți. Amin. Plecând deci din casa Domnului și Domnului să ne ajutora aceasta. Amin. Amin. Copiii vor lăuda pe Domnul prin cântare, apoi voi invita pe fratele Isaia să aducă un îndemn pentru noi în această dimineață și apoi vom lăuda pe Domnul din nou prin cântare. Situația din această dimineață cu acel monitor care nu lucrează din anumite cauze mi-a adus aminte despre biserica în care am crescut atunci când nu aveam monitoare, atunci când nu aveam proiectoare și fiecare avea pe banca lui o carte de cântări în care s-a rămâne amins. Așa este. Și era un solo, era vocal, era o cântare fără instrumente, dar aveam acea veche carte de cântări. Și cu această situație poate vom reveni din nou la cartea de cântări în care să o dăm pe Domnul pe acolo. Că lucrurile se întorc cumva înapoi. Le dăm pe Domnul prin cântare. Copiii laudă pe Domnul cu cântare.
deschise mă mărește că voi vedea pe Domnul ce mai iubit și mă spune duios, bine ai venit. În lumea aceasta eu sunt un străin, nimic nu mă ia de ea, nu vreau să binecuvântat să fie Domnul. Amin. Pentru că ne-a binecuvântat ca să fim împreună. Amin. Și de data aceasta să ne vedem fețele unii altora, să ne bucurăm că Amin. Semănăm cu Creatorul nostru. Amin. Și mulțumim de cuvântul cu care ne-a binecuvântat. Slavă. Despicarea Lui, sensibilitatea prezenței Duhului Sfânt în fiecare din noi. Noi, în ultima vreme, nu cred că trebuie să vă spun că știți că n-am mai fost pe la dumneavoastră.
Dar mulțumim Domnului de binecuvântările cu care ne-a binecuvântat pe unde am umblat. Fraților, noi ne-am obișnuit în culcușul nostru și vedem doar atâta, cuibul nostru. Sunt oameni la care Dumnezeu astăzi și astăzi lucrează. De exemplu, am întâlnit un om ieri într-un magazin. Era cu copilul și mi s-a părut că vorbesc românește. Zice, ei, vorbiți, soția, zice, vorbiți românește. Copilul așa cap curentat, tată, ăștia români. Și se întoarce și am vorbit puțin împreună. Puțin, vreo 120 de minute. E, spre mirare, nu o să vă spun tot, doar ce e mai important este că e un om, tata un om cu școală, cu facultate în România și a fost ateu. Mama lui e la fel, atea. Nu știu cum Dumnezeu, în ce împrejurare, i-a pus o întrebare pe care, la care el a început să-L caute pe Dumnezeu. Și eu a început să-mi spune de Preasfințitul, de Preamăria, de cutare, de cutare, știu unde ești. E bine, lasă-l să zică. Zic, dragul meu, religiile noastre, dacă ținem așa de mult la ele, mai mult decât la Dumnezeu, și vom fi în iad, vom fi uimiți câți religioși vor fi acolo. Am amintit de 1 Ioan, capitolul 3. Și a rămas așa de mișcat și de uimit. Tu trebuie să te naști din nou. Lucrul cel mai important în viața unui om este nașterea din nou, punctul de plecare a avionului. Avionul nu poate pleca din aer, trebuie să plece de pe pământ. Și a fost așa de sincer. Ce mai mergem la biserică, nu întotdeauna, dar mergem, dar stau acasă și ascult predica Preasfințitului și așa mai departe, la unul și la alții. M-am gândit, nici noi nu l-am cunoscut și putem să zicem că nu-l cunoaștem, cine știe dacă îl vom mai vedea, îl vom recunoaște sau nu. Dar să ne gândim, să ne rugăm pentru astfel de oameni. Lucru, explicarea lui a puterii satanului, satanei zice, satana, nu vă gândiți că e un om, e un duh. Și când mă uit și citesc cuvântul Domnului, îmi vine în mintea mea, dar de unde știi că ce e scris în cuvânt e chiar adevărat? Și caută să mă îndepărteze. Am mai amintit altă dată de șeful meu, de Nea Ion. Și el a fost un om, nu l-am auzit în 13 ani odată să înjure. Un om foarte calculat. Și v-am amintit că anul ăsta, în ianuarie, a împlinit 80 de ani. Și am vorbit cu el și zice, Isaia, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul vieții noastre pe pământ, începem să ne gândim la Dumnezeu. Pentru mine a fost un lucru foarte important ca să-l aud de la Nea Ion. Un om zdravân, un boxer bun,
mi-a fost șef de echipă, a fost maestru, a fost secretar de partid și acum să ajung acolo. Ne gândim cu cât ne apropiem a Dumnezeu. Lucru minunat și frumos. Am mai căutat să mai sunăm și nu ne-a răspuns și am lăsat un scurt mesaj. Nu știu, ne-am deschis că ne-am uitat pe telefon. Soția, am amintit înainte, vrea să-l oprească de la Dumnezeu. Și zice, m-am speriat, nu știu cine, nu știu ce e, nu știu, dar, măi, femeia, cine e pe mașină acolo? Și cam atâta s-a zis, s-a plecat. Să ne gândim, Doamne, ieși-le înainte la fiecare. Amen. Cred că deja am depășit, dar vreau să citesc două versete. Unul vine din Iosua, capitolul, să văd întâi, 23, versetul 11. Vegheați dar cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Aici aș vrea să fac o subliniere, este o obișnuință în creștinism să se spună, am acceptat pe Iisus în viața mea. Cuvântul acceptat pentru Dumnezeu e așa de josnic pentru mine. Dar aici îmi place, zice, vegheați dar cu luarea minte asupra sufletelor voastre ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Păi ceva frumos, ceva măreț, ceva la care e bine să ne uităm și Dumnezeu ne va face lumină mai departe. Și aș mai avea numai încă un verset din Levitic, capitolul 19, versetul 5. În Levitic și în Deuteronom și în primele cărți, lucrurile care sunt început, printre care aici, cu privire la legi, la rânduieli, la jertfe. Acum, noi dacă aducem o capră ca jertfă, o jertfim, nu o jertfim să o ardem, să aducem ceva plăcut înaintea, un miros de bun plăcut înaintea Domnului, ci o sacrificăm ca să o mâncăm. Dar înainte era puțin altfel. Jertfele de adus înaintea Domnului. Și acum vreau să plec de la toate jertfele din Vechiul Testament să ajungem la jertfa actuală, prezentă, acum, pe care Dumnezeu o așteaptă din partea noastră. Frate și soră, am venit la adunare. Faptul că am venit nu e o jertfă atât de mare, dar e o jertfă. Și dacă o aduci, totuși am făcut această jertfă, să citim versetul 5. Când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți așa ca să fie primită. Amin. Nu este după sublinierea fratelui din Luca. Doamne, nu-ți ca ăsta. Nu eu cântăresc cum am adus-o. Eu veghesc cum o aduc, dar Dumnezeu cântărește. Amen. Dumnezeu o primește sau nu o primește. Vă rog să ne gândim puțin mai adânc la asta. Când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți așa ca să fie primită. Amen. Chiar rugăciunea noastră este o jertfă. Și dacă cuvintele care le rostesc ca
mulțumire, în rugăciunea mea sau cerere, dacă nu-i după voia lui Dumnezeu. Răspunsul vine de la sine. Vă mulțumesc tare mult, Domnul să fie slăvit și binecuvântat, să ne punem pe inimă, dacă puteți, dacă vă aduceți aminte, de fapt sunt trei persoane la care mă gândesc să ne rugăm, la fratele, la cetățeanul Valentin, nu v-am spus numele, la Neion, și încă unul, probabil că ați luat cunoștință de el, Nightbird, cântând cântarea It's okay, it's okay. Uitați-vă, dacă vreți, nu vă ispitesc, pe telefoane, pe ce aveți acolo, o fată care a ajuns la 30 de ani, o femeie, a crescut în familie de creștini, a făcut școlile creștine, inclus facultate, și a plecat aiurea. La 30 de ani s-a căsătorit, la 30 de ani a fost descoperită cu cancer. S-ar putea cancerul primul să fi, nu mai aduc aminte, să fi dispărut cumva sau așa, dar după aia a apărut la rinichi, la plămâni și la coloana vertebrală. Ea era scriitoare de poezii, așa, cântăreață, nu să se publice așa, dar cineva zice, de ce nu te duci la American Got Talent? Acolo, dacă vă uitați, o găsiți, Nightbird. Și din când s-am auzit numai unul singur, ca sunt atâtea interviuri care să ia după ce o cânta la American Got Talent și o primit Golden Buzz, atâtea companii ia interviu și ea slăvește și binecuvintează pe Dumnezeu. Tot se uită la ea, la fața ei, ca și când e cea mai fericită din lume. Doctorii i-au spus 2% ai ca să survive, să trăiești. Și respectiv vă spune, cum cu 2% tu ești așa, de nu te poate descoperi nimeni, nu poate să gândească nimeni că tu ai cancer. Și de ce să aștept să ajung sus ca să mă bucur? Mă bucur acum. Fraților, să-L slăvim și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, chiar când trecem prin valea umbrei morții. Amin. Amin. Când veți aduce o jertfă de mulțumire, să o aduceți așa ca să fie primită. Înseamnă că Dumnezeu are un standard, nu al nostru, nu cum credem noi că așa ar trebui să fie primice. Dumnezeu îl comunică în Sfânta Sa Scriptură și ar fi bine să tragem atenția ca să știm cum să îi facem pe placul Lui. Nu din cauza că ne temem să nu ne pedepsească, nu, Dumnezeu nu este acest Dumnezeu care, dacă n-ai călcat strâm, te pedepsește pentru acest lucru, ci inima noastră ar trebui să fie, să aibă o anumită stare ca să fie această jertfă primită. Și tot ce ne rugăm noi este ca Dumnezeu să ne aducă la acea stare corectă, dreaptă, cinstită, cum o vrea El înaintea Lui. Amin. Aș vrea să aduc aminte despre serviciile noastre duminicale, care sunt la ora 10 dimineața și la ora 6 după masă. Copiii și orchestra se întâlnesc aici la biserică vineri la ora 6. Copiii m-au tot întrebat, mi-au adus aminte despre acele 15 versete care au fost ca o provocare pentru ei și încă o dată s-au apropiat de mine în această dimineață. Aș vrea să le spun că atunci ne-am spus că va fi la mijlocul lunii septembrie. Am zis să o lăsăm în prima duminică din luna octombrie. Va fi pe data de 3 octombrie. Până atunci mai este timp să le repetăm acele 15 versete. Și pe data de 3 octombrie veți putea să le spuneți, veți putea să le recitați. Dacă nu puteți toate 5 pentru zi, pentru că îmi dau seama, sunt și de la școală atâte multe lucruri, este începutul anului școlar în care vi se dau teme pentru acasă, chiar dacă puține. Dacă cineva nu poate să spună duminica pe 3 octombrie la serviciul de seară toate 15, le puteți împărți în două și a doua parte o puteți spune duminica viitoare.
Bine? Ne-am înțeles? Fie pe data de 3 octombrie toate 15, sau dacă nu puteți toate, într-o zi, îmi promiteți cu o promisiune, că spune jumătate, apoi în a doua duminică o spuneți cealaltă parte. Ne-am înțeles? Domnul să vă întărească. Dar de seară, desigur, vom auzi pe copiii din nou vestind cuvântul Domnului prin versete și mă rog ca Domnul să-i binecuvânteze la școală, la biserică și în familie. Amin. Haideți acum să ne închinăm cu darea noastră de bunăvoie în timpul cântării orchestrei, apoi fratele Cosmin, într-un timp record, desigur, doar introducere în această dimineață, va vesti cuvântul Domnului și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze. Amin. Nici nu îndrăznesc să mă gândesc că o să termin ce am de spus în dimineața aceasta. Ar fi multe de spus, timpul e foarte scurt, dar să vedem cât ne îngăduie Domnul în această dimineață să învățăm din ultima lecție, biserica numărul 7 din Apocalipsa, și anume biserica din Laodicea. Haideți să ne ridicăm și aș vrea să citim din cuvântul Domnului de la Apocalipsa 3, de la versetul 14 la 22. Apocalipsa 3, de la versetul 14 la 22. După citirea cuvântului,
Rog pe fratele Vasile să se roage și să ceară binecuvântare și ajutor peste cuvântul spus și peste cel care îl va rosti. Cuvântul Domnului sună astfel. Îngerului bisericii din Laodicea scrie-i: Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici înclocot, o dacă ai fi rece sau înclocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Amin. Ne rugăm Domnului. Slavă ție! Amin! Ajută-ne, Dumnezeu! Amin, Doamne! Numele Domnului Iisus, te rog! Amin, Doamne. Slavă ție, glorie ție. Amin. Da, Doamne. Amin. Haideți să ocupăm locurile, frați și surori. Mulțumim Domnului pentru gândurile care le-am auzit până acum. Nu se putea mai potrivit să fie decât la rugăciune. Să auzim acest gând, comparația rugăciunii dintre fariseu și vameș. Pentru că dacă ne uităm, de fapt, la descrierea bisericii Laodicea, vedem aceeași stare, o stare de mândrie personală, starea care a distrus, de fapt, această biserică și starea care a adus-o înaintea Domnului, astfel încât Domnul, prin cuvinte destul de aspre, a condamnat-o și a judecat-o. Suntem la ultima lecție, la biserica Laodicea, și atunci când am dat titlul acestui mesaj, n-am putut ca să nu vărs câteva lacrimi pentru că am fost puternic strâmpus în inima mea gândindu-mă după ce am citit, după ce am studiat, după ce am scris toate lucrurile acestea jos,
Să văd că titlul acesta este un titlu dureros, un titlu profund care m-a întristat, m-a atras în jos. Laodicea, titlul este Laodicea, Biserica fără Hristos. Și parcă nu face niciun sens, frați și surori. Nu face niciun sens ca o biserică să fie o biserică fără Hristos. Și totuși, dacă citim atent mesajul din Apocalipsa, dacă înțelegem ce vrea Duhul Sfânt să spună acolo, vedem acest fapt real, că a existat această biserică, Biserica Laodicea, și ca ea poate multe altele, multe altele, care sunt biserici doar ca organizații, doar ca nume, dar sunt biserici care funcționează fără Hristos. Cum? M-am întrebat în rugăciune, Doamne, cum este lucrul acesta posibil? Cum să fie lucrul acesta posibil când Tu ești capul trupului? Așa spune, da? Când suntem trupul lui Hristos și El este capul. Piatra din capul unghiului, dar piatra aia a fost aruncată afară, a fost scos afară. Și această biserică, Biserica Laodicea, este de fapt biserica care ne exemplifică cel mai clar cum o biserică, o organizație poate să meargă înainte, poate să aibă un banner, un nume, un titlu, să aibă tot ce trebuie ca să funcționeze cum trebuie, dar să nu-L aibă pe Hristos. Doamne, ai milă de noi! Suntem așa de obișnuiți cu imperativul acesta, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Da, l-am auzit la celelalte 6 biserici, toate celelalte biserici au acest imperativ. Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, a fost sigur că acest lucru este pus în cartea Lui și îl auzim și astăzi în versetul 22, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, și mă voi repeta. Pentru că gândul acesta este un gând nou, celelalte 6 biserici l-au avut. Duhul Sfânt vrea și astăzi să ne vorbească, ne-a vorbit de la ora de rugăciune. Așa e sau nu e așa? Ne-a vorbit, ne-a cercetat. Problema este că noi auzim, dar nu ascultăm. Aceasta este cea mai mare problemă a bisericii și a fost marea problemă a bisericii din Laodicea. Câteva gânduri de introducere în timpul scurt pe care l-am, mă gândesc că putem doar introducerea să o facem. Dar mulțumim Domnului pentru cât timp avem și îl onorăm cu El, pe El pentru asta. Câteva lucruri la care m-am gândit și le-am scris jos pentru că nu vreau să le uit, nu aș vrea să le uit niciodată și vreau să le împărtășesc cu voi. Aceste scrisori deschise pentru cele 7 biserici arată starea lăuntrică, spirituală și morală a bisericii în treptele ei de evoluție pe parcursul întregii istorii de aproape 2000 de ani. De aproape 2000 de ani, de la coborârea Duhului Sfânt, de la Rusalii și până acum, scrisorile acestea, istoria acestor biserici, descrie foarte clar evoluția ei. Eu am numit aceste scrisori diagnostic. Frații mei, toți ați fost la medic, unii mergeți acum la medic și care n-ați fost și nu o să mergeți, dați laudă Domnului. Dacă care o să mergeți, o să vedeți că doctorul la urmă o să vă dea un diagnostic. Aceasta este ceea ce face medicul suprem, Domnul Iisus Hristos, cu privire la aceste 7 biserici. În capitolul 1 spune că El este Cel care este în mijlocul celor 7 sfeșnice. El este Cel care este în mijlocul bisericii. Și slavă Domnului că și astăzi este în mijlocul bisericii sale, acolo unde oamenii îl caută, acolo unde oamenii dau slavă Lui. Și aceste scrisori diagnostic, așa cum am spus, cuprind învățături extraordinar de valoroase pentru noi, cei care astăzi avem harul, să fim parte din Biserica lui Hristos și să înțelegem prin Duhul Sfânt cât de necesare sunt aceste avertizări, aceste atenționări din partea Domnului într-un timp de decădere spirituală cum n-a mai fost poate, un timp de adormire spirituală și de slăbire morală pe care îl experimentează Biserica. Pe de altă parte, pentru că nu vreau să rămânem la lucrurile care ne trag în jos, pe de altă parte, cât de înviorătoare și de întăritoare sunt pentru Biserica Domnului din aceste timpuri făgăduințele și promisiunile cuprinse în aceste scrisori. Duhul Sfânt, dragii mei, încă este pe pământ. Duhul Sfânt încă este în Biserica Lui, amin? Duhul Sfânt încă este în viețile noastre, amin? Și n-am putut decât să-mi aduc aminte de felul minunat în care spunea David, psalmistul David în psalmul 51, zidește în mine o inimă curată și pune în mine un duc statornic. Nu lua de la mine Duhul tău cel? Dragii mei, Duhul Sfânt încă nu a fost luat de la noi și mi-am scris aici cu semn exclamării. Ce mare lucru! Că Duhul Sfânt n-a fost luat de la mine, de la tine. Așa că prin lumina Lui
vom înțelege și mă rog ca prin lumina Duhului Sfânt să înțelegem și mesajul acestei scrisori. Amin? Am mai spus și altă dată ideea de a duce în fața bisericii date istorice, geografice și mai departe despre localitățile acestea, nu este nici de cum ca să-l pună pe vorbitor cumva într-o, uite ce-o citit el și ce știe el, pentru că nici eu nu le-am știut și le-am citit și am scormonit ca să găsesc. Ci vreau să vă spun că adevăratul scop pentru care fac lucrul acesta este că rămân profund impresionat de felul în care Dumnezeu a aranjat toate lucrurile. Știm că El este Cel de la începutul zidirii. Spune chiar această scrisoare. Domnul Iisus se numește de la începutul zidirii lui Dumnezeu. Dar ca să vezi în adâncime, în profunzime, toate detaliile, cum a aranjat Domnul lucrurile, de ce la Odiseea, de ce la Odiseea, de ce la Odiseea este biserica modernă și postmodernă a ultimelor veacuri până la venirea Domnului Iisus Hristos, de ce toate aceste lucruri, când studiez și vezi lucrurile acestea, nu poți să spui decât mare ești Tu, Doamne, amin? Glorie Domnului pentru lucrurile acestea, pentru că omul n-ar putea inventa așa ceva. Omul n-ar putea ca să vină cu asemenea lucruri. Și vreau să împărtășesc câteva lucruri cu dumneavoastră din introducere, bineînțeles, vom intra în carnea, în miezul mesajului cu ajutorul Domnului după masă. Despre orașul Laodiceea, câteva lucruri foarte importante. Un oraș din Asia Mică, așa cum și celelalte au fost, și fac o paranteză aici, șeful meu este turc și a plecat în Turcia săptămâna aceasta în vacanță. Și mi-am adus aminte studiind Apocalipsa, că de fapt bisericile din Apocalipsa sunt, unde azi? În Turcia. L-am sunat de pe drum și zic, auzi șeful, zic, te duci în Turcia, da. El este musulman, căsătorit cu o creștină. Ea merge duminica la biserică, el se mai gândește dacă merge, zice, de multe ori mă duc la biserică, dar zice, Cosmin, de ce mă duc la biserică? Zice, să găsesc probleme la păstorii care predică. Mi-a spus foarte sincer omul. Și l-am sunat și zic, auzi șeful, te duci în Turcia în vacanță. Zic, auzi, am un gând pentru tine. Zic, tu știi că istoria Turciei e o istorie atât de bogată spirituală. Bineînțeles că a știut. Ce credeți că îmi spune? Înainte să-i spun orice, zice, sunt din orașul Tarsis. Știți orașul Tarsis? Cine a fost din Tarsis? Pavel. Și, dragii mei, înainte să pot să-i spun ceva, omul ăsta musulman îmi trage o predică din aia. Adică el știe toate lucrurile, știa și de biserici. Și zic, măi, de-aia te-am și sunat, să-ți spun că eu predic din biserici, m-am adus aminte că tu te duci în Turcia și mai departe și cumva să leg, să am o discuție bună cu el. Dar omul acesta știa. Iată acest oraș din Laodiceea. Dacă vă aduceți aminte harta pe care am pus-o, este un cerc de biserici. Laodiceea este la ultima din acest cerc, da? Și este în Turcia de astăzi. Laodiceea se pare că a ajuns o metropolă a luxului și a bogăției. Un lucru care e nesemnificativ, primește numele după soția împăratului sirian, pe care o chema Laodice, dar acum vreau să fie fiecare om de aici atent. Vreau să fie fiecare om atent aici. Laodiceea, în traducere, și aici puteți să vedeți mâna lui Dumnezeu, aici puteți să vedeți înțelepciunea lui Dumnezeu, felul în care Dumnezeu lucrează și a lucrat și va lucra în istorie până la venirea Lui. Laodiceea, în traducere, înseamnă, și fiți atenți, voia poporului, dreptatea poporului, voința celor mulți, și acum un cuvânt cu care sunt extra uzați și l-am auzit de atâtea ori, drepturile omului. Ați auzit de drepturile omului? Drepturile omului. Când eram noi sub comunism, când auzeam de drepturile omului, ziceam, bă, acolo-i raiul, să vină drepturile omului. Dragii mei, ce se întâmplă cu drepturile omului de astăzi? Cine își cere cel mai mult azi drepturile omului? LGBTQ, da? Vreau să rețineți lucrurile acestea pentru că în momentul în care am studiat, mi-am dat seama cât de mare este Dumnezeu din nou. Este extraordinar. Numele Laodiceea semnifică, și aici paranteză, am avut discuția aceasta în biserică vreo două săptămâni în urmă, după ce s-a terminat biserica, știți voi care am discutat asta, numele Laodiceea semnifică democrația în care fiecare era liber să trăiască după mintea lui. Iată orașul Laodiceea, cel mai mare suporter al democrației pe care noi toți o dorim. Ne place democrația. Lasă-mă, domnule, dacă vreau să vin la biserică, dacă nu, lasă-mă să închid biserică, dacă nu, lasă-mă să fac ce vreau eu.
Iată că Laodicea, un reprezentant extraordinar al democrației, în care fiecare era liber să aleagă cum vrea el. Laodicea era supranumit și orașul milionarilor. Foarte interesant. Acolo, avându-și reședința cei mai bogați oameni din Asia Mică, vreau să vă întreb, unde își pun astăzi milionarii și miliardarii pământului aurul și banii? Unde își pun acești oameni banii? În Elveția. Sistemul bancar, studiind lucrul acesta foarte atent, pentru că se leagă în continuare cu mesajul Domnului Hristos pentru noi, sistemul bancar din Laodicea era unul foarte sigur, cam la fel cu cel din Elveția de astăzi, unde cei mai bogați oameni ai lumii își țin banii și aurul. Orașul era numit ca fiind un centru comercial în care veneau oameni de business, atenție și aici, din întreaga lume, iar odată cu produsele lor, aduceau cu ei și obiceiurile lor. Iată un oraș ca și Chicago, ca și New York, ca și orașele mari pe care le cunoaștem în America, din toată lumea. Oameni din toată lumea. Dar oamenii aceștia când vin aici, așa cum am venit și noi, ne-am adus și noi obiceiul nostru. De Crăciun tăiem porcul sau așa mai departe, înțelegeți? Așa și-au adus și acești oameni obiceiurile lor aici. Bune și rele. Asta a făcut ca în acest oraș să domnească o toleranță generală. Și cuvântul ăsta mă zgârie pe creier, toleranța aceasta. Toleranță, dacă auzi toleranță, toleranță nu-i pentru credincioși, toleranță e pentru păgâni, pentru atei, pentru așa mai departe, pentru corupți. Climatul acesta de libertinism n-a dus altceva decât la instaurarea unei atmosfere de relativism. Ați auzit relativism? Totul e relativ. Nimic nu-i mai absolut. Adică Biblia spune un lucru, dar noi și acolo găsim că e totuși ceva relativ. Hai mă, că nu-i chiar așa. Exact gândul care a fost spus mai înainte de fratele Isaia. Chiar așa, spune în Biblia, nu-i chiar așa. Relativism în care normele absolute au fost date la o parte. A mai fost renumit orașul acesta pentru câteva lucruri. Pentru producerea de lână neagră, n-am știut, lână neagră, ați auzit de lână neagră? Eu știam întotdeauna că lâna e albă și că lâna se colorează. Dar mă rog, dacă o iei de la, să zicem, de la oi negre, va fi neagră. Dar n-am știut că lâna aceasta neagră a fost așa de importantă pentru ei, un material căutat pentru, în vremea aceea pentru confecționarea hainelor de lux. Și spun lucrurile acestea pentru că toate se leagă între ele. Nu că m-ar interesa, nu că m-ar interesa lâna, dar lâna neagră, dar toate se leagă împreună, una de alta. A mai fost renumit la Odiseea și pentru o școală foarte mare de medicină, o școală de medicină unde se producea un medicament foarte bun folosit ca tratament oftalmologic. Pentru ochi. Un fel de alifie de ochi care am găsit că îi spunea pudră frigiană. Interesant, nu? Oraș cunoscut în general pentru bogăția lui generată de comerț, industrie, medicină, activități bancare. Și aici sunt câteva exemple, sar peste ele, doar punctez. De vreo câteva ori acest oraș a fost distrus complet, până la bază, până la temelie. Distrus complet în războaie și printr-un cutremur. Și de fiecare dată refuzând orice ajutor, ca să vedeți starea de lux, bogăția în care acest oraș se afla. De fiecare dată, de 4 sau de 5 ori, distrus până în temelii. N-a mai rămas nimic piatră pe piatră. Oamenii ăștia au zis, nu ne trebuie ajutorul nimănui, nu avem nevoie de bani de la guvern, nu trebuie Biden să semneze niciun ajutor pentru noi. Mergem înainte, noi construim totul. Și reconstruiesc totul la slava inițială, la strălucirea de dinainte. Iată ce putere mare financiară era acolo. Am spus și mai ating, locuitorii orașului erau foarte bogați, au ajutat la înființarea de școli, spitale, centre mari comerciale. Laodicea, așa cum atenție din nou, era o cetate măreață consumată de goană după aur. Nu știu ce ne macină pe noi în fiecare zi, ce te macină pe tine, ce mă macină pe mine, dar pe acești oameni îi măcina alergarea aceasta, goana aceasta după aur, după lux și după extravaganță. Dar fiți atenți că lucrul acesta, de obicei, noi spunem că lucrul ăsta nu contează. Nu contează, spunem și cu privire la bani. Că nu contează câți bani ai și că alergi să faci bani. Ba, contează. Uitați aici, acești oameni din acest oraș, după ce și-au dat seama de fapt câți bani au, ce putere au, ce pot să facă, n-au nevoie de ajutorul nimănui. Au devenit mândri, aroganți, plini de sine și înfumurați. Laodicea, deci, nu înseamnă altceva decât justiție umană, dreptate umană, drepturile omului, așa cum am spus. De aceea, punctez din nou lucrul ăsta că l-am și discutat împreună, de aceea teocrația sau Dumnezeu la conducere
sau conducerea divină nu mai era luată în calcul. N-a mai fost luată în calcul. Din potrivă, focusul acestor oameni era conducerea umană și cu litere mari, fără Dumnezeu. Dragii mei, din păcate, dacă ar fi starea aceasta numai în oraș, dacă ar fi rămas starea aceasta în orașul Laodicea, era una. Dar starea aceasta din oraș a intrat și în biserică. Din păcate, acest fapt s-a văzut și în biserică, adică în sfera religioasă, nu doar în sfera socială și laică. Câteva cuvinte în introducere despre Laodicea, despre biserica de acolo. Nu știm, cuvântul Domnului nu ne spune cum a luat naștere această biserică, nici chiar în istoria bisericii nu găsim lucruri concrete, clare, dar știm că a fost o biserică reală din secolul I după Hristos și știm câteva lucruri. Știm că apostolul Pavel s-a rugat pentru ea, le-a transmis salutări și le-a trimis scrisori. Toate astea le găsiți în Coloseni. Dacă căutați în Coloseni 2 și în Coloseni 4, găsiți lucrul acesta. Apostolul Pavel a fost preocupat de starea acestei biserici. Din punct de vedere istoric sau profetic, biserica din Laodice, așa cum am spus în introducere, la început, este biserica secolelor 20, marilor treziri spirituale și până la venirea Domnului pentru a-și răpi biserica. Nu este altceva decât biserica modernă sau postmodernă. Și acum cu litere groase mi-am scris aici, pentru că cred că pentru mine a fost foarte important și vreau să împărtășesc cu voi. În această etapă istorică, adică secolul 20-21 și până când va veni Domnul, teologia liberală s-a năpustit cu toată puterea ei asupra Bibliei și a declarat-o un produs al istoriei, un rezultat al minții omenești în procesul de înțelegere progresivă realității. Biblia nu mai este cuvântul lui Dumnezeu. Așa ne spun alții și așa, cu așa putere s-au năpustit cu acest mesaj asupra bisericii, încât ne afectează, dragii mei. Este momentul istoric când Hristos a fost dezbrăcat de dumnezeirea lui, minunile descrise de Biblie au fost schimbate în evenimente înțelese greșit, adică toate minunile pe care le-a făcut Domnul, toate minunile care s-au întâmplat în Biblie, nu mai sunt minuni dumnezeiești, divine, ci sunt, așa înțelegeți voi, nu a fost chiar așa, așa înțelegeți voi. Iar cerul și iadul s-au transformat în concepte extreme, în ghilimele. Adică cine mai se gândește la cer și la iad, e un extremist. Așa spune lumea. Concepte extreme inventate pentru a-i motiva pe oameni înspre o anumită trăire care să asigure binele tuturor. Credința adevărată în Dumnezeu a fost așezată sub societatea de azi. Credincioșii adevărați, și fiți atenți, pentru că ei e foarte adevărat, credincioșii adevărați fiind considerați medievali, înapoiați și învechiți. Dacă tu mai ai curajul să spui că tu crezi într-un Dumnezeu al minunilor, dacă tu mai ai curajul să spui că Biblia este insuflată de Dumnezeu și este cuvântul lui Dumnezeu, dacă tu mai ai curajul să spui că există un Duh Sfânt, crezi în Trinitate și așa mai departe, dragul meu, chiar dacă nu ți se spune pe față, dar o să ți se spună. În gândul lor, oamenii cred despre tine și, din păcate, s-ar putea să fie chiar credincioși, în ghilimele, care spun, mă, ăsta e un extremist, ăsta e un învechit, e un apoiat, un medieval. Biserica, din păcate, în această perioadă a modernismului și postmodernismului, nu mai pune accent pe învățătura Bibliei, ci accentul este pus tot mai mult pe știință, pe filozofie, sociologie, psihologie și așa mai departe. Nu sunt greșite aceste lucruri, dragii mei, și eu cred în știință. Pentru că dacă n-aș crede în știință, i-aș spune lui Dumnezeu că el nu este Dumnezeu. Dumnezeu a creat știința. El a dat înțelepciune oamenilor. Dar biserica trebuie să se ghideze după un singur lucru. Și ăla este cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta e singurul lucru pe care trebuie să ne ghideze. Această perioadă este și perioada în care sfințenia și evlavia în închinării înaintea lui Dumnezeu a fost înlocuită cu un spectacol, cu spectacol. Iar disciplina bisericească a fost eliminată. Toleranța despre care am vorbit, dragii mei, este sentimentul prevalent. Adică este ceva care se vede tot mai mult și mai mult. Iar Hristos este, din păcate, scos afară din biserică. Din punct de vedere tipologic sau al tipului de biserică,
Biserica din Laodicea nu reprezintă altceva decât biserica fără Hristos, ce dureros. Sau biserica, și ăsta e titlul pe care fratele Chiu îl folosește tot timpul și îl place foarte mult, biserica apostată. Biserica apostată. Este biserica care a căutat să-i mulțumească pe oameni, a păstrat tradițiile religioase, dar l-a scos afară pe Hristos din mijlocul ei. Astfel încât bogăția lor exterioară a devenit goliciune spirituală. O religie lipsită în totalitate de relație personală cu Domnul Iisus. De fapt, textul de astăzi în scrisoare ni se spune că Domnul spune: iată, eu stau la ușă și bat. Iată că Domnul Hristos, din capul bisericii, că fiind capul trupului lui, de fapt a fost scos afară. A fost scos afară din biserică și stă la ușă. Atitudinea bisericii din Laodicea față de Domnul Iisus este cea care l-a scos pe Domnul Iisus afară din biserica, din biserică. În sumar, biserica din Laodicea nu reprezintă altceva decât, așa cum am spus, biserica apostată, care nu va avea loc de răpire. Vreau să spun clar, biserica apostată nu va avea loc de răpire, iar membrii săi care nu se vor pocăi în vremea Harului vor trece prin vremea mâniei lui Dumnezeu, anunțată de sunetul trâmbițelor și vărsarea potilelor din Apocalipsa 8, 9, 13 până la 19. Dacă Domnul ne ajută cu înțelepciune de la El, cu ajutor de la El, ne vom uita și în aceste texte să vedem ce vrea să ne spună Domnul. Vreau să, pentru că timpul este trecut și n-aș vrea de fapt să rămân doar cu lucrurile acestea, datele acestea istorice, vreau să spun câteva cuvinte și despre autorul scrisorii. Despre scrisoare știm. Despre scrisoare știm că este adresată conducătorului spiritual sau conducerii spirituale al bisericii. Am spus lucrul acesta, dar despre autorul acestei scrisori. Dragii mei, când am citit versetul 14 și când am văzut felul minunat în care Domnul Iisus se identifică acolo, este măreț, este extraordinar, este profund. Domnul Iisus se numește acolo Cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Și m-am gândit pentru mine, câte nume aș putea eu să am? Câte nume ai putea tu să ai? Dar dacă numele care eu le-aș primi sunt oare nume de glorie, nume minunate, nume bune, așa cum le-a primit Domnul Iisus Hristos, poate cineva să zică despre mine, ăla-i așa, dă-i numele așa, dă-i un diminutiv, dă-i un nume, un nickname, dar nickname-ul ăla să fie cu o conotație negativă. Dar iată că Iisus Hristos, ce nume minunate are, El s-a deschis în întreaga Scriptură sub atâtea nume, dar în această scrisoare El își spune Cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii. Și aș vrea să mă opresc la aceste trei nume a Domnului Iisus Hristos, după care vom încheia. Cuvântul acesta, termenul acesta pe care Domnul Iisus Hristos și-l spune lui însuși, se identifică cu el, primul este Amin. Ce înseamnă pentru noi Amin, dragi frați și surori? Păi pentru noi înseamnă așa să fie în rugăciunea noastră, așa e. Dar aici nu este folosit așa. Și eu am crezut că prima oară când l-am citit, am zis, Domnul Iisus se numește așa să fie? Parcă nu face sens. Uitându-mă, am primit de la un coleg de-a meu, un coleg care mi-a spus, ca să vedeți cum lucră Dumnezeu, vă spuneam că trebuia să-mi schimb job-ul, am fost forțat să-mi schimb job-ul. Și a venit un coleg în vârstă de vreo, are 75, ei zic că are 77 de ani. El arată de vreo 65, pentru că e credincios. Arată tânăr, pentru că e credincios. El a venit la mine și a intrat, câtorva v-am povestit treaba asta. S-a uitat să intre, să nu intre. N-am știut cum îl cheamă, că suntem mulți oameni. Și spun, pot să te ajut cu ceva? Și zice, am auzit că ești credincios. Zic, da, bineînțeles. Mă rog, am schimbat câteva cuvinte, am văzut că îi se formează lacrimi, n-am spus eu nimic ca să-l cerceteze pe omul ăla. Pur și simplu discutam de credința în Dumnezeu, am văzut că îi se formează lacrimi, am văzut că îi curge lacrimi și zice, tu ești răspunsul meu la rugăciuni. Și am zis, cum așa? Deci eu pentru ani de zile m-am rugat ca să vină aici un șef credincios. Și dragii mei, 77 de ani, un bătrân m-a luat în brațe, m-a strâns să nu mă mai lase. La lucru nu prea ai voie să atingi pe nimeni. Că dacă atingi, zice imediat sexual harassment. Ăsta m-a luat în brațe, m-a strâns. De ce v-am spus lucrurile acestea? M-a adus o carte într-o zice, auzi, zice, că eu tot vorbesc cu el din bine, zice, nu vrei să studiezi mai mult Biblia? Când m-a zis, nici nu m-a terminat și a spus, ba da. Mi-a zis o carte mare de tot, extraordinară, o concordanță biblică veche, foarte veche.
Și acolo am găsit niște lucruri extraordinare. Acest cuvânt, amin, de fapt, în ebraică și în contextul în care a fost folosit aici, în această scrisoare, nu înseamnă așa să fie, ci înseamnă trainic, singurul adevărat și neschimbabil, și se conectează cu un verset din Isaia 65:16, nu-l citim, dar acolo spune Dumnezeu cel adevărat. Deci acest amin sublinează lucrul acesta minunat, că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos este neschimbabil, de neschimbat. Exprimă certitudine divină, autenticitate și siguranță. Ce minunat că Domnul Iisus Hristos s-a numit, a știut de ce s-a numit așa, pentru mine n-a făcut sens cuvântul acesta până când nu am înțeles că acest amin de fapt ne arată o altă glorie a Domnului nostru, un alt titlu care descrie ființa sa minunată. Și de ce a folosit Domnul Hristos cuvântul acesta, amin, stabilitatea lui, siguranța lui? De ce a folosit? Biserica din Laodicea, biserica de azi, frați și surori, din păcate a eșuat să trăiască și să acționeze corespunzător făgăduințelor și adevărului lui Hristos. Am eșuat să fim o mărturie clară despre Hristos, o mărturie curată. Dar în Hristos totul este în siguranță, în Hristos avem garanția că în El se va împlini orice făgăduință, că făgăduințele Lui sunt da și amin și făgăduințele Lui se vor împlini, că va fi confirmat și dovedit orice adevăr pe care l-am citit în cartea Lui. Glorie Domnului, frați și surori! În 2 Corinteni 1:20, vreau să citesc lucrul acesta, 2 Corinteni 1:20, în adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricât ar fi ele, toate în ele sunt da. De aceea, uitați aici cuvântul, de aceea și amin pe care îl spunem noi, prin el este spre slava lui Dumnezeu. Amin, frați și surori. Este minunat. Mai folosește Domnul Iisus Hristos 2 termeni cu care vom încheia felul în care se identifică în fața acestei biserici corupte, decăzute, apostate. Martorul credincios și adevărat. Într-adevăr, o descriere contrastantă a Domnului Hristos în comparație cu această biserică, cu starea bisericii din Laodicea. Dacă starea spirituală acestei biserici este o stare ruinată, fiind o grămadă mare de dărâmături, o organizație care și-a pierdut chemarea și trimiterea de a fi martoră credincioasă Evangheliei Mântuirii lui Hristos, Domnul Iisus este credincios și adevărat chemării și trimiterii sale, clar evidențiate în lucrarea de mântuire. Nu putem să spunem altceva decât mărit să fie Domnul pentru asta. Și ultimul termen pe care Domnul Iisus Hristos și-l dă, felul în care se identifică în fața bisericii din Laodicea, eu sunt începutul zidirii lui Dumnezeu. Eu sunt începutul zidirii lui Dumnezeu. Acest lucru nu face referință la altceva decât o referință la clară la faptul că Domnul Hristos este cel care a fost la începutul creației, cel prin care au fost făcute toate lucrurile și care susține toate lucrurile și care merită toată cinstea și întâietatea noastră. Vreau să citesc Ioan 1:1-3, sunt câteva versete care vreau să le citesc, câteva versete din mai multe locuri din Biblie, care spune lucrul acesta, că de fapt Domnul Hristos a fost de la începutul creației, prin El au fost făcute toate lucrurile și El susține toate lucrurile. Mergem până la 3. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Iată de ce s-a identificat Domnul Iisus cu începutul zidirii lui Dumnezeu. Efeseni 1:17-23. Efeseni 1:17-23. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea cămerului, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioși și nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat, uitați, a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus așa de la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume, să nu se mai laude niciun guvern, nicio putere, că ei sunt deasupra lui Hristos, că nu pot să fie niciodată, nu vor fi.
așa, care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în veacul viitor. El a pus, i-a pus totul sub picioare, Dumnezeu i-a pus lui Hristos totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, mai departe, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Amin. Ce lucru mai frumos decât acesta, ca Iisus Hristos, cotând cuvintele din Cartea Sfântă, folosind de fapt aceleași explicații, aceeași înțelegere. Vedeți, Domnul Iisus Hristos niciodată, prin ceea ce a spus El și ce spune El, nu va contrazice cuvântul Lui. De aceea tot ce El spune este da și amin, așa cum am citit, și este fondat și bazat și sprijinit pe cuvântul Lui. Glorie Domnului pentru asta! Frați și surori, dacă ne ajută Domnul și ne dă sănătate, după masă vom continua. N-am vrut să termin, chiar dacă spun lucrurile, n-am vrut să termin cu gândul acesta că, de fapt, pentru această biserică, un gând trist, nu există nicio apreciere, niciun cuvânt de laudă, niciun cuvânt de apreciere pentru biserica din Laodicea. Și vom vedea de seară de unde am rămas, vom continua cu condamnarea Domnului împotriva practicilor din această biserică. Domnul să se îndure de noi, dar aș vrea să nu fim descurajați, așa cum am spus. Dacă pentru majoritatea bisericii decăzute și apostate, lucrurile acestea sunt lucruri greu de auzit și de acceptat, pentru noi, credincioșii, care vrem să ne pocăim, care vrem să ne apropiem de Domnul, care suntem în așteptarea venirii Lui și a revederii Lui, pentru noi ar trebui să fie o încurajare. O încurajare pentru că a lăsat încă Duhul Sfânt între noi și noi să ne vorbească, să ne corecteze și să ne pună pe linia de plutire. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să încheiem cu rugăciune dimineața aceasta. Rog pe fratele Eduard să încheie. Doamne bun și milostiv, din nou venim înaintea Ta și Îți mulțumim pentru cuvântul Tău care este la lucru în această biserică, în mijlocul nostru. Mulțumim, Doamne Iisuse, că primim cercetare, primim învățare, primim mustrare, primim îndreptare prin Sfântul Tău cuvânt de la ora de rugăciune când ne-ai îndemnat să venim cu sinceritate și onestitate înaintea Ta. Să nu ne creăm o impresie bună despre noi înșine, ci de fapt să venim la rugăciune înaintea Ta cu lucruri care contează într-adevăr păcatul nostru, greșelile noastre, inima noastră pe care Tu o vrei curată înaintea Ta și sfințită prin însuși sângele Tău cel Sfânt. Îți mulțumesc, Doamne, că în această zi ne îndrepți privirile noastre, chiar dacă ustură, chiar dacă doare să privim spre această biserică din Laodicea, care ne prezintă atât de clar încât ne-am putea vedea în oglindă pe noi și biserica contemporană. Doamne, dar ajută-ne să nu fim atât de încrezuți în noi înșine, că noi avem o imagine bună în această societate și totuși Tu să stai la ușa bisericii și să bați dorind să intri în biserica Ta, să fii autentic, să ne prezinți, să ne reprezinți Tu. Doamne, ajută-ne să ne smerim înaintea Ta și să recunoaștem că avem nevoie de Tine, să recunoaștem că avem nevoie de prezența Ta în mijlocul nostru și avem nevoie ca Tu să ne reprezinți în mijlocul acestei lumi păgâne, în mijlocul acestei societăți. Doamne Iisuse, ajută-ne, deschide-ne ochii, dă-ne această doftorie pentru ochii noștri ca să putem vedea clar cine suntem noi, dar și mai important, cine ești Tu și cine luptă pentru noi. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să ne punem încrederea nu în oameni, căci blestemat este omul care își pune încrederea în om, și ajută-ne toată încrederea noastră să ne punem în Tine, care ești același ieri și azi și în veci. Și Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu vei păzi pe robii Tăi la plecare și vei binecuvânta timpul de seară când vom veni din nou la casa Domnului, din nou aici, ca să auzim cuvântul Tău rostindu-se pentru inima noastră și pentru îmbărbătarea noastră. Lăudăm și glorificăm numele Tău de acum și până în veci. Amin. Iubiți frați și surori, Domnul să vă binecuvinteze. Și Domnul să ne ajute să fim oameni receptivi atunci când Dumnezeu ne cheamă. Amin. Mai ales atunci când El bate la ușa inimii noastre, să lăsăm deschis, fiindcă Domnul nostru Iisus Hristos a spus, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Amin. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze.